Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată. Vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre un nou proiect al Universității Tehnic din Craiova, demarat de această dată și desfășurat la Facultatea de Mecanică. Este vorba despre un proiect care vine în sprijinul tinerilor din mediul preuniversitar, tineri din medii defavorizate, prin care, prin acest proiect, se încearcă, aș putea spune, să li se dea aripi, să li se dea curaj acestor tineri care, cum vă spuneam, provin din familii în care nivelul nu este neapărat unul universitar, că pot și ei să meargă către studiile universitare și de ce nu să le și finalizeze cu brio. Alături de noi pe domnul lector universitar dr. Dragoș Tutunea, director în cadrul proiectului ROSE desfășurat la Facultatea de Mecanică și de asemenea domnul lector universitar dr. Ionuț Gionea, tutore elevi în cadrul aceluiași proiect. Vă mulțumesc că ne sunteți alături. Mulțumim. Bine v-am găsit. Eu sunt director de proiect în cadrul proiectului numit Amfiteatrul Studenției. Este implementat la Facultatea de Mecanică. Deja noi suntem în al doilea an de implementare. Ca și date generale, proiectul privind învățământul secundar, acronimul în engleză ROSE, este un proiect în valoare de 200 de milioane de euro. Este finanțat de Banca Mondială și este implementat de Ministerul Educației și Cercetării. În ceea ce privește acest proiect, noi am câștigat locul 2 pe țară. Universitatea are în implementare momentan 7 proiecte. Facultatea de Mecanică este una dintre ele. În cadrul acestui proiect ne propunem să reducem abandonul școlar prin promovarea ciclului terțiar a vieții studențești și a beneficiilor pe care elevii le pot avea dacă urmează o facultate în domeniul ingineriei. De la începutul proiectului, de fapt cum s-a demarat, s-au încheiat prin intermediul inspectoratului din județul Vâlcea 10 acorduri de parteneriat. În primul an am ales 4 licee, în al doilea an de implementare, care s-a terminat ieri, data de ieri, s-au ales 3 licee. Aceste licee au fost alese datorită colaborării foarte bune, mai ales cu un profesor însoțitori, deoarece atunci când se alege grupul țintă, trebuie să avem foarte mare grijă cu elevii pe care îi luăm. Acești elevi trebuie să fie din medii defavorizate, adică să fie din familii monoparentale, cu venituri reduse, cu părinții plecați în străinătate sau să aparțină grupurilor dezavantajate. Am început proiectul pe data de 15 iulie, m-am dus împreună cu firma de transport, toate serviciile care sunt prin acest proiect se achiziționează prin licitație și am luat elevii din orașele de reședință. În cadrul acestui proiect avem mai multe componente, și anume o componentă în care privește prezentarea unor cursuri de specialitate. Noi avem 5 domenii la noi la facultate, așa anume ingineria autovehiculor, ingineria transportului, ingineria și management, ingineria civilă, și noi am dorit ca elevii care vin la noi și ne însoțesc, ca o fac o paranteză, sunt 52 de elevi veniți cu o repartizare următoare, așa anume 7 elevi din liceul George Țărnea din Băbeni, 30 de elevi de la liceul Brătianu din Drăgășani și 15 elevi de la Gheorghe Surdu din Brezoi. Aceștia au participat împreună cu profesorii de la noi de la facultate în cadrul acestor cursuri și le-au fost prezentate aceste domenii. Noi considerăm că un elev trebuie să cunoască domeniul ingineriei mecanice cu diferitele specialități care sunt, astfel încât să facă o alegere conștientă pentru viitorul său. O altă componentă a fost dată de ateliere de lucru. În ateliere de lucru se numesc un proiect, dar de fapt sunt laboratoare. Iar în cadrul acestor laboratoare, scopul nostru a fost să alegem laboratoarele care sunt cele mai bine dotate, cu echipamente de ultimă generație, astfel încât elevii să vadă pe propria piele, cum se zice, pe propria experiență, să vadă exact cum se desfășoară laboratoarele la noi la facultate. Astfel, în cadrul acestor laboratoare au avut oportunitatea să vadă ce am realizat noi. Noi suntem o facultate de top în cadrul Universității din Craiova, pentru că în urmă cu, cred că 2 sau de 3 ani de zile, am beneficiat de un proiect cu finanțare europeană în care s-au construit un laborator, de fapt o serie de laboratoare noi, peste 5.000 de metri pătrați, s-a reabilitat un cămin, s-a realizat o aulă. Astfel, elevii pot să vadă pe viu dotările noastre.
Tot anul acesta am primit din cadrul companiei Ford, am primit o mașină EcoSport. Astfel, elevii au avut oportunitatea să vadă echipamentele noastre care le avem în cadrul facultății. Cea de-a treia componentă o reprezintă consilierea și orientarea în carieră. Noi considerăm atunci când am scris proiectul că trebuie să implicăm și centrul de CCOC în cadrul Universității din Craiova, astfel încât elevii să aibă pe parcursul acestei perioade o îndrumare în carieră. Astfel se fac, de fapt se realizează teste specifice, individualizate pentru fiecare elev, astfel încât să îl ajute să își dezvolte cariera și să vadă ce îi se potrivește mai bine. O altă componentă o reprezintă vizitele de studiu la agenții economici. Am ales agenții economici care sunt reprezentativi pentru orașul Craiova și județul Dolj. Ne-am dus la firma Dico. Firma Dico este o firmă care produce elemente mecanice, diferite piese, diferite ansambluri. Și unul dintre partenerii facultății de mecanică. Da. În general, noi ne-am dus la fabricile unde se angajează absolvenții noștri, astfel încât ei pot să vadă pe viu exact care este parcursul în carieră al absolvenților care realizează unul dintre programele facultății de mecanică. Am mers la Dico, după aceea am mers la fabrica de utilaj Greu Popeci, tot datorită acordurilor de colaborare. Anul trecut am fost la firma Ford. Noi am încercat ca pe parcursul acestor 3 ani de zile să vizităm cam cele mai importante fabrici care sunt în Craiova. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani. Da. Sunt aceiași elevi care vin în fiecare vară? Nu, sunt elevi diferiți. Deci noi în cadrul proiectului putem să alegem, de fapt, alegerea prin concurs, decât profesorii însoțitori. Pot să repete profesorii însoțitori. Și este bine ca profesorii însoțitori să fie cam aceiași, pentru că cunosc modul de desfășurare și știu exact cum să ghideze elevii și știu cum să se impună în fața elevilor și știu ce înseamnă acest proiect. Elevii sunt diferiți, deci tot timpul noi trebuie să avem grijă ca să nu avem elevii care au participat anul trecut să participe acest an. Sunt elevi din ciclu preuniversitar. Da, da. Aș fi curioasă să vă întreb dacă sunt elevi care de clasa a 12-a sau de clasa a 11-a? A 11-a și a 12-a. De fapt, au trecut din clasa 10-a trec a 11-a și din clasa 11-a trec a 12-a. Ca o particularitate, acest proiect își dorește să, în primul rând, este să crească rata creșterea la bacalaureat. Astfel încât ei, când văd aici ceea ce noi le oferim, să-și dorească să vină la facultate, nu neapărat facultatea din Craiova, facultatea noastră, ci în cadrul universității. Să se ambiționeze, da, practic, da, și, exact. Și să-și dorească să urmeze și studiul, da, universitar și, bineînțeles, să treacă peste primul, da, bacalaureat. Da, da. O altă componentă, tot de asemenea importantă și cred că este pentru ei cea mai plăcută, este aceea de activități extracurriculare. Noi, în cadrul activităților extracurriculare, am prevăzut pe fiecare zi în jur de 2 sau 4 ore de activități extracurriculare. Și anume, vizite la muzee, astfel încât am vizitat Muzeul Olteniei cu cele 3 secții, am vizitat Muzeul de Artă, am fost la Casa Universitarilor, am fost în Parcurile Craiovei Tineretului, Parcul Romanescu, Grădina Botanică. Am încercat să le oferim această experiență, astfel încât să se conecteze nu numai cu viața universitară, ci și cu atracțiile orașului Craiova. Până la urmă, ca și student, pe lângă facultatea pe care vrei să o faci, îți trebuie să ai și un mediu în care să-ți permită să te dezvolți. Și eu cred că Craiova, în acest moment, cu investițiile care au fost făcute, se poate dezvolta. De asemenea, pot să menționez că am și uitat, am fost și la stadionul Ion Oblemenco și la sala polivalentă. Pentru niște elevi care sunt din aceste medii, să ai o experiență în care să vizitezi stadionul și să intri în contact cu diferite și oameni din partea muzeelor și diferite instituții de artă și de cultură, este un lucru foarte important. Pot să spun că atunci când și-au luat la revedere, au părut foarte triști. Adică, ce să zic, experiența a fost extraordinară, deosebită, și marea majoritate ar fi dorit să se mai lungească această perioadă. Eu zic că e o experiență care le-a servit bine, astfel încât ei pot să aibă o alegere conștientă asupra ce își doresc și să devină studenți ai Universității din Craiova.
Am început deja să vedem rezultatele, domnul Giona, pentru că mă gândesc că până la urmă se va ține pe parcursul timpului o statistică și vom vedea câți dintre acești tineri care participă în cadrul proiectului ROS devin ulterior și studenți ai Facultății de Mecanică. Doar ce s-a terminat admiterea, ați regăsit rândul candidaților, elevii din, care au participat la proiectul ROS anul trecut? Da, cu siguranță la admitere am avut candidați și din mediul rural și ne bucurăm pentru aceasta. Ne bucurăm că au ales Facultatea de Mecanică pentru că Facultatea de Mecanică oferă programe de studii care sunt căutate pe piața muncii. Absolvenții după terminarea, absolvirea studiilor Facultății de Mecanică își găsesc un loc pe piața muncii. Și programele de studiu la licență pe care le oferă Facultatea de Mecanică sunt patru programe de studii și anume, primul program este referitor la inginerie industrială cu specializarea tehnologia construcțiilor de mașini, cel de-al doilea este inginerie autovehiculelor cu specializarea autovehicule rutiere, de asemenea în ingineria transporturilor Facultatea de Mecanică oferă specializarea ingineria transporturilor și a traficului și ultimul, dar nu cel din urmă, program de studiu este legat de construcții civile, industriale și agricole. Sunt programe de studii căutate de studenți, studenții facultății începând din anul 3-4 desfășoară tot felul de activități colaterale învățării și participării la sesiunea de examene și pot să vă exemplific prin participarea la cercurile studențești, participarea la conferințe studențești sau anul acesta și anul trecut o echipă de profesori de la Facultatea de Mecanică i-a coordonat într-o competiție în care au creat un kart low cost, unul cu motor termic și unul cu motor electric, au și participat la competiții studențești anul trecut în Franța, anul acesta la Galați și au câștigat premii locul 1 și locul 2. Deci, sunt domenii de licență care pregătesc, iată, viitori specialiști care cred că într-un procent foarte mare și găsesc locul pe piața muncii. Nu mai avea noi foarte multe industrii, dar în ceea ce privește construcția de autovehicule, slavă Domnului, stăm relativ bine. Da, fabricile din zona Olteniei, cum ar fi firma Ford, Popeci, Indico, avioane angajează absolvenții Facultății de Mecanică sau dacă sunt locuiesc în alte zone, se relochează foarte mulți la Pitești sau la București. Un aspect extrem de interesant pentru că mult timp s-a reproșat cumva învățământului atât universitar, dar și preuniversitar că nu are deschidere către agenții economici, că nu cooperează, că pregătim foarte buni teoreticieni, dar că practicieni mai puțin. Studenții și de la licență, dar în special și de la master au posibilitatea să efectueze stagii de practică de tip internship și în felul acesta sunt cooptații în firme, pentru că după ce termină programul de studii de licență, care durează 4 ani, au posibilitatea să opteze și pentru studii de master. Facultatea de Mecanică oferă programe de studii de master care sunt continuarea acestor programe de studii de licență și anume pe inginerie autovehiculelor sunt programele de studii, este programul de studiu concepția și proiectarea autovehiculelor moderne. De asemenea, avem și un master, un program de studiu de master în limba engleză, Automotive Engineering, Manufacture and Design. Pe ingineria transporturilor pot să fac un master și anume specializarea, optimizarea sistemelor de transport rutier. Pe domeniul inginerie și management avem două programe de studii și anume optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice și managementul producției și logistică. Sunt atât studiul de licență, perioada de licență, dar și ciclul de master, domenii ofertante, dar în același timp extrem de actuale, care necesită o bază materială și până la urmă și suport de curs extrem de bine updatat. Sunt informații care se modifică extrem de rapid în acest domeniu. Așa este. Suntem norocoși pentru că la Facultatea de Mecanică în ultimii ani s-au efectuat investiții în infrastructură de laboratoare, în cea de cazare a studenților la universitate și
în echipamente și aparatură de laborator, la laboratoarele de rezistența materialelor, de organe de mașini, de motoare, sau studiul de studiul materialelor, s-au luat aparaturi de laborator moderne și studenții au posibilitatea să efectueze lucrări de laborator pe aceste standuri, echipamente, pentru că și pregătirea practică efectuată la laboratoare îi o avantajează pe studenți, pentru că le oferă posibilități de cunoaștere. Se vorbește de acel triunghi universitate, agent economic și student, care pregătesc viitorul specialist. Până la urmă, cu interes direct pentru buna pregătire a studentului, pentru piața muncii ulterior, pentru agenții economici. Cât de deschis sunt agenții economici? Cât de mult vin către dumneavoastră și cu cerințe, dar până la urmă și cu o bază materială? Noi, pe site-ul Facultății de Mecanică, tot timpul postăm anunțuri de angajare. Astfel, când o firmă dorește să preia, de fapt să ia studenți de la noi de la facultate, ia legătura cu conducerea facultății și toate aceste oferte de angajare sunt publicate pe site-ul facultății noastre. Elevii, de fapt studenții și masteranții, oricând au posibilitatea să meargă la interviuri în cadrul acestor firme. Ca și o mică paranteză, studenții care sunt foarte buni, că în fiecare domeniu, cred că la fiecare specializare, sunt studenți mai buni și mai puțin buni. Sunt studenții noștri. Dar studenții care sunt de top, din anul 3 își găsesc deja să lucreze. Adică oamenii care sunt buni și care își doresc să aibă această carieră în domeniul ingineriei mecanice, tot timpul vor avea de lucru. Și eu cred că depinde foarte mult și de interesul personal. Pentru că cred că am depășit această perioadă în care părintele vrea ca copilul lui să aibă o facultate, dar copilul nu vrea. Pentru că spre deosebire de anii trecuți, unii dintre ei veneau îndemnați puțin de acasă. Adică dacă eu am avut o facultate și copilul meu să aibă o facultate. În schimb, nu. Cred că trebuie să-ți urmărești pasiunea ta, ce îți dorești să faci în viață și să nu fie îndemnul din partea părinților, să-și dorești tu. Eu cred că în ultimii ani s-a schimbat această... De asemenea, un factor important pe care l-am văzut în cadrul școlilor de vară este dat de situația materială. De exemplu, în cadrul proiectului nostru, care ne-am targetat puțin spre județul Vâlcea, pentru că marea majoritate din elevii de acolo se duc la Sibiu. Și din ce motiv? Pur și simplu, dintre ei au văzut facultatea și universitatea în Sibiu și au fost impresionați mai mult de ce avem noi aici decât de ce au ei acolo. Dar motivul a fost dat de situația financiară. Unul dintre ei mi-a spus clar că eu sunt câțiva zeci de kilometri, undeva 20-30 de kilometri și să duc în Sibiu. Aici trebuie să fac 100 și ceva de kilometri. Pur și simplu situația financiară și trebuie să ne gândim puțin pentru că așa cum sunt structurate cursurile și laboratoarele, studenții au cele 4 zile încărcate. Ziua de vineri este zi de practică sau zi în care se fac metodică ce fac cursurile acelea de pregătire. Își doresc să duc acasă la sfârșitul săptămânii. Nu au posibilitatea materială. Deci, pur și simplu, este mai aproape Sibiu sau, vedeți, cam aceasta este targetul nostru. Pentru că dorim să, astfel încât să depășească puțin situația materială și să-și dorească să vină la Universitatea din Craiova, indiferent ce facultate alege. Deși s-au făcut pași extrem de importanți, ați spune eu, și în acest domeniu, odată cu creșterea burselor, cu acordarea burselor inclusiv pe perioada vacanței și cu alte tipuri de programe prin care Universitatea din Craiova, și aici vorbesc în particular Universitatea din Craiova, vine în sprijinul acestora, parteneriate cu diverse instituții bancare, tocmai pentru a ajuta și a stimula acești tineri. Copiii pot să spun că sunt puțin mai deschiși, dar mentalitatea este schimba părinților, pentru că dacă stăm să puțin să ne gândim, părinții din mediul rural poate nu au, nu știu, 8 clase sau 10 clase, părinții gândesc într-un fel și gândesc cum era înainte, mai de mult. Deci te duci undeva aproape ca să nu fie un efort pentru noi, te duci așa departe, noi vrem să te vedem pe fiecare săptămână, acolo poate nu mai vii, sau o chestie de genul acesta. E atunci când fac alegerea, eu cel puțin așa cred, când fac alegerea, alegerea este dată puțin și de părinții. Adică părinții își impun anumit punct de vedere și poate copilul vrea să meargă la o anumită facultate sau universitate și părinții zice nu, că vreau să te duci acolo pentru că așa am auzit eu sau așa cred eu. Mă gândesc că poate
Aceasta este și cauza pentru care abandonul în mediul universitar este destul de mare, cel puțin la trecerea din anul 1 către anul 2. Da. Deciziile părinților, copiii influențați sau de multe ori poate mai mult decât influențați printr-un șantaj emoțional, merge acolo că ne este nouă mai ușor și iată că din păcate ajung să nu mai finalizeze studiile. Și mai este încă o chestie, faptul este dat de informațiile pe care le-au acumulat în timpul liceului. Pentru că odată ce vin cu niște informații care sunt puțin deficitare din timpul liceului, este greu, pentru că noi în primii ani, primii doi ani de zile, sunt foarte multe cursuri de matematici speciale, de rezistență, care impun o anumită pregătire anterioară. Voiam să atingem și acest subiect și să vă întreb cât de dificilă este facultatea de mecanică, pentru că în rândul tinerilor se discută că este o facultate serioasă, o facultate grea, o facultate la care trebuie să vii cu un bagaj din preuniversitar destul de bine așezat. Pe de altă parte, știu că la Universitatea din Craiova, și aș vrea să-mi spuneți că dacă și la mecanică, chiar și în cadrul proiectului ROSE, se desfășoară o serie de cursuri care să vină în anul întâi, suplimentare programei pentru a aduce acești tineri la nivel. Da, s-au realizat în cadrul Facultății de Mecanică câteva cursuri pregătitoare împreună cu profesori de matematică pentru a aduce viitorii studenți la nivelul pe care îl cerem. Pot spun că nivelul este mediu, nu este foarte ridicat, pentru că și noi ne adaptăm la elevii care sunt acum. Pentru că eu cred că totuși trebuie să fie o corelație și între profesor și elev. Poate eu, de exemplu, când am intrat la facultate, erau cerințele foarte ridicate. Dar era și o concurență acerbă în care se dă examen de admitere, acum se dă pe bază de dosar. Cred că erau alte fel de cerințele atunci. Și altă generație, până la urmă, domnul profesor. Suntem în alte timpuri, o perioadă în care tinerii, poate că sunt mai inteligenți ca generațiile anterioare, spune eu, dar uneori mai superficiali în a căpăta informația, că au impresia că o găsesc foarte ușor și nu mai și mai este și mirajul străinătății. Adică mulți dintre ei, după ce termină cei 4 ani de liceu, își doresc să aibă banii rapid. Adică își doresc să fie proprii stăpâni, să nu mai depindă de părinți. Și ce oferă? Până la urmă sunt oferte care se duc în străinătate să muncească. Și în străinătate nu se duc să muncească într-un serviciu bun, se duc tot în agricultură sau în servicii care sunt plătite și care nu se duc cetățenii din acea țară. Au un miraj al banilor, foarte rapid, dar pe termen lung nu este o soluție. De exemplu, eu când eram un student, așa ca o mică paranteză și ca o poveste, un an întâi era un domn, cred că undeva la 55-60 de ani. Și bineînțeles că a fost o surpriză din partea noastră. Colegul dumneavoastră? Colegul mine, un 2000 era și când am intrat la facultate. Și la un curs de matematici speciale a început profesorul respectiv să spună litere grecești. Fie lambda, omnicron și așa mai departe. Și domnul respectiv a rămas puțin blocat și s-a uitat spre noi și mi-a zis că eu știu că n-am mai fost de mult la școală și că am pierdut puțin, dar literele ăștia pe timpul meu nu erau. Deci vă dați seama că unii dintre ei sunt depășiți de situație și ne-am întrebat, pur și simplu, de ce ai făcut? Am făcut aceasta să nu mă dea afară de la servicii. Deci mai sunt și aceste situații. Și vă spun că eu am întâlnit oameni care sunt în vârstă, care nu era această situație, dar care au venit și care nu au avut posibilitatea la timpul respectiv să facă o facultate, pentru că înainte, ca să faci o facultate, dea un examen serios. La mecanică era vreo 3-4 pe loc. Înainte era foarte greu să ajungi. Acum, faptul că s-a intrat pe bază de dosar, au avut medii de 6-7 și au putut să intre și și-au urmat visul și au făcut astfel facultatea la bătrânețe. Dar pot să spun că sunt foarte interesați și vin la cursuri și chiar sunt de admirat. Uneori sunt mai conștienți și vor să învețe mai mult decât generația actuală. Timpul a demonstrat că studiile superioare și-au rolul și sensul lor în pregătirea bună a unui profesionist. Da. Am avut o perioadă după Revoluție în care poate și complexele, nu știu cum să spun, ale familiilor care nu au reușit să urmeze studii superioare, i-a îndemnat să-și canalizeze copiii către mediul universitar. De aici am rămas cumva așa cu o falsă impresie, demonstrează cifrele, că suntem foarte mulți cu studii universitare. Mă uitam, cred că săptămâna trecută, pe un raport al Comisiei Europene, ei bine, lucrurile
nu stau bine deloc la nivelul României. Suntem în continuare în coada clasamentului în ceea ce privește numărul populației din România cu studii superioare. Da. Deci nici pe departe nu este o piață supra-saturată, apropo de impresia unora pe care am auzit-o deseori. Da. Da, din păcate acest lucru este adevărat. Noi ne-am dorit să avem mai mulți studenți, să-și dorească cât mai mulți elevi să urmează o carieră universitară, de ce nu, pentru că acest domeniu oferă multe satisfacții. Și cred că un student care parcurge aceste etape de licență, de masterat, poate și de doctorat, de ce nu, poate să aibă satisfacții. Satisfacțiile în această meserie nu le vezi pe moment, adică nu le vezi imediat cum ai terminat, le vezi în timp. Pentru că, de exemplu, un student care învață să lucreze pe o mașină de comandă numerică, care este baza în orice industrie. Orice piesă se realizează acum, nu mai este cum era vechi înainte, pe strung, acum pe mașină de comandă numerică. Poate la început salariul nu este ofertant, pentru că așa este în România. Dar dacă capăt o experiență de 2-3 ani de zile într-o această meserie, eu cred că poate să ducă undeva în Germania, Spania, Italia pe 3-4-5 mii de euro. Pentru că oamenii caută oameni specializați. Și eu cred că pregătirea pe care o fac la noi la facultate îi ajută să-și atingă acest vis, adică să învețe, să lucreze și după aceea să se bucure de banii câștigați. Așadar, un pic de răbdare, 4 ani de studiu minim plus master, la spune, după care pot să meargă în străinătate, să muncească, să facă și bani și unde mai vorbim că pleacă cu altă satisfacție, au alt statut. Da. Și mai este o vorbă, toate lucrurile se fac la timpul lor. Eu de aceea cred că atunci după ce termină liceu trebuie să-și facă o facultate, pentru că informațiile sunt recente. Și eu cred că totuși dacă stau o anumită perioadă de timp sau pun o altă listă de priorități facultatea, după aceea va fi din ce în ce mai greu. Ca să ocupi un post bun sau să fii bine văzut, trebuie să ai neapărat o pregătire. Nu contează, poate să fie pregătire tehnică, poate să fie altă pregătire, dar trebuie să ai o pregătire în domeniul universității. Bine, pe de altă parte, bănuiesc că este vorba cel puțin la copiii, la tinerii care provin, iată, din mediul rural, din medii defavorizate, cum sunt cei care au participat la proiectul ROS, și de o lipsă de încredere în ei. Da. Provenind din familii, poate cu studii medii sau poate chiar gimnaziale, nu, și studii liceale, au impresia că e prea mult pentru ei, că e greu, că nu pot să reușească. Până la urmă, și acest proiect, scopul lui final a fost ca ei timp de 2 săptămâni să vadă exact ce le oferă Universitatea din Craiova. Adică poate să observe că nu este ceva inimaginabil, ceva greu de atins, ceva o himeră pentru ei, ci de fapt este un lucru normal, un lucru pe care ei pot să beneficieze, mai ales cum am vorbit anterior, au parte și de aceste burse care sunt destul de mari și care pot să le asigure, chiar dacă au venituri modeste, un trai destul de decent și să-și urmeze visul de a face o facultate. Și că profesorii Universității din Craiova nu sunt poate cum am avea, cum a rămas în mentalitate, niște domni așa foarte sobri și care la examene notează și sunt în primul rând sprijinul tinerilor. Sunt cei care îi ajută chiar și atunci când au nevoie. Îi ajută chiar și să-și aducă informația până la urmă la un nivel minim astfel încât să poată face față. Da. Acesta este și rolul nostru. Noi dorim și prin intermediul nostru le facilităm accesul la informații. Informații care sunt actuale, de asemenea și noi ne pregătim la rândul nostru pentru că trebuie să fim foarte bine pregătiți cu ultimele descoperiri în domeniu. Universitatea noastră are acces la toate bazele de date, astfel încât, de exemplu, dacă un student sau un masterant dorește să afle ultimele descoperiri în domeniu, poate să acceseze din interiorul campusului nostru ultimele baze de date în care sunt prezentate lucrările care sunt din 2018, din 2017, lucrările de top al unor cercetători celebri. Sunt tot felul de facilități, dar principalul motiv este ca ei să-și dorească. Dacă îți dorești, eu cred că poți să realizezi. Pentru cei care, din păcate, au avut așa o, nu știu, niște emoții, să le spunem, în cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat, dar să sperăm că trec cu bine de sesiunea din august a examenului de bacalaureat, mai sunt locuri la Facultatea de Mecanică? Da, la specializările de licență mai sunt 40 de locuri neocupate pentru admiterea din toamnă, din septembrie, și la master mai sunt aproximativ 15 locuri. Deci, dacă nu au avut posibilitatea să
fi admiși la o facultate, noi îi așteptăm pentru admiterea din septembrie și la programele de studii de licență și de la master. Așadar, important de menționat, chiar dacă poate n-au trecut cu bine pentru peste prima sesiune a examenului de bacalaureat, nu e o tragedie, urmează august, iată că la facultate mai sunt locuri, cum spuneați, domnul profesor, este nevoie însă de a ne canaliza foarte bine și de a căpăta încredere acești tineri. Da. Eu sper că odată cu venirea toamnei și cei care n-au reușit să ia bacul, să-și canalizeze eforturile, să vină la noi la facultate, la facultatea de mecanică sau la facultățile universității din Craiova, pentru că noi așteptăm cu brațele deschise și dorim să le canalizăm viitorul. Extrem de interesant și așteptăm cu mare nerăbdare rezultatele proiectului ROSE, un câștig pentru Universitatea din Craiova, pentru că a fost Universitatea din România, dacă nu mă înșel, cu rezultate foarte bune. Cele mai multe proiecte câștigate au fost câștigate de Universitatea din Craiova. Proiecte, până la urmă, plătite de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare, astfel încât, a spune eu, dincolo de a ajuta mediul universitar, de a ajuta acești tineri să capete încredere că pot și ei să urmeze studii universitare și poate că un astfel de proiect poate să schimbe destinul. Da. Noi am și avut pe Facebook o pagină activă, se numește ROSE la Facultatea de Mecanică, în care pe fiecare zi s-au postat activitățile care s-au realizat în cadrul proiectului. Eu am fost administratorul paginii, cel puțin la ultima postare am văzut că a fost vizualizată de vreo 3500 de persoane. Aceste postări care au fost în cadrul paginii noastre au fost preluate de ROSE la Universitatea din Craiova, care este o pagină comună care gestionează toate proiectele, precum și pe pagina Facultății de Mecanică și pagina Universității din Craiova pe Facebook. Deci tinerii de acasă pot să vă cunoască activitățile de la Facultatea de Mecanică și de ce nu și pe dumneavoastră cadrele didactice, accesând și Facebook-ul și site-ul facultății, trebuie doar să se vrea și să vă caute. Să fie dorință. Asta este. Da. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Reamintesc celor de acasă că mai sunt locuri la Facultatea de Mecanică pentru sesiunea din septembrie de admitere. Așadar, citiți, interesați-vă, ambiționați-vă și, de ce nu, deveniți studenți. Toate cele bune, la revedere!